Am revenit la Lumea Nevăzută și continuăm discuția despre remediile Feng Shui pentru bani, dar și despre finalul de an, aflăm cum se încheie. Pentru bani, ce avem de făcut? Pentru bani, în primul rând, sectorul de sud-est al casei este sectorul prosperității. Dacă acesta cade în baie sau în bucătărie, va trebui să folosim sud-estul sufrageriei. Niciodată nu folosim dormitorul, atenție. Dacă sud-estul casei cade în dormitor, vom folosi tot sud-estul sufrageriei, da? Atenție, la ce stea anuală vine în sud-est, pentru că, de exemplu, au fost ani în care a venit o stea de pierdere acolo și trebuie să alegem sectorul următor, care este un alt sector unde cade steaua 6, o să mai vorbim noi probabil despre astea, pentru a ne aduce prosperitatea negreșit și pentru a nu face erori, pentru că, totuși, dorim să folosim la maximum acel sector. Deci, de obicei, să știe lumea că acela este sectorul de prosperitate. Există remedii, bineînțeles, foarte multe. Există cuferele bogăției, există optarul. Întotdeauna reprezentarea 8 aduce prosperitate și o stare de mulțumire sufletească, în general vorbind. Există, de exemplu, copaci ai bogăției. Chiar noi avem în magazinul nostru pictat un copac al bogăției. Există copacul cu păsări, de exemplu, care aduc și veștile bune pe lângă prosperitate, adică vești bune legate de prosperitate. Și există vasul abundenței. Unul dintre vasele abundenței sau vasele acestea de aducere a prosperității trebuie să aibă capac. Nu uitați, acesta este un punct cheie. Pentru că înăuntru trebuie să înmagazinăm multă prosperitate. Și aici se aduc bancnote, se aduc monezi. Este o discuție amplă, vă spun. Nu. Odată făcut, nu mai poți să-l atingi. Nu se mai poate deschide. Și el se transmite din generație în generație. Cu cât se transmite la mai multe generații, cu atât prosperitatea este mai mare. Acest vas are cele 8 simboluri tibetane pe el. Este adus de la mama ei, mama lui. Foarte frumos. Mama lui, da, pentru că este lucrat manual și are pietre semiprețioase și coral și multe altele. Are și turcoaz, dacă vedeți la bază, da. Pentru că de ce? Trebuie să îi potențăm întotdeauna semnificația prin această valoare. Noi aducând valoare, aducând pietre semiprețioase, aducând ceva lucrat cu sufletul manual. Este, știți, până la urmă, iarăși o comparație poate improprie, dar trebuie să o facem. Când un om pictează o icoană, pune tot sufletul acolo. De asta nu poți să ai o icoană, poză de pe internet. Asta spun. Icoana prosperitate mai e un lucru. Aici e sănătatea. Aici sunt relațiile cu familia ta. Relațiile cu cei cu care te înconjori, cu familia nou creată, să spunem. Relațiile cu cei din jur. Iar ultima este prosperitatea. Dacă nouă ne lipsește oricare din aceste degete, nu putem să avem prosperitate. Exact. Dar ce vreau să vă spun, vedeți, sunt 8 simboluri, simboluri, da, de jur împrejur acestuia. Aceste 8 simboluri toate au de a face și cu prosperitatea, și cu starea de bine, și cu sănătatea, pentru că spuneam că toate sunt îngemănate. Unde le amplasăm exact? În sud-estul casei, repet, dacă sud-estul cade în baie sau în bucătărie, atunci în sud-estul sufrageriei neapărat. Nu îl punem pe jos, tot așa? Niciodată punem pe jos, niciodată, niciun remediu. Și măcar punem acolo bancnote și și monezi de o unitate. Nu folosiți monezi de 50 de bani, de exemplu, nimic cu 5. Nimic cu 5. Totul să fie cu 1? Pot să fie și monezi ale altor țări, dar de o unitate să fie. Îl umplem cu monezi, să spunem, da? Și sunt mai multe care se adaugă acolo. Grâne. Se pun mai multe lucruri, pentru că noi nu vrem să sugerăm numai prosperitate. V-am mai spus, prosperitatea singură n-aduce nimic. De exemplu, în cultura estică, prosperitate înseamnă să ai mâncare pe masă și haine în spate. Am înțeles. Și vreau să mă întreb înainte de a trece la previziuni pentru finalul de an, dacă putem folosi și animale, cum am folosit la dragoste. Sunt mai mult pentru protecție. Atenție, există un cal lung ta, se numește calul de vânt, care are o conotație în plan spiritual pentru apărarea noastră, în plan spiritual și mental, psihic și așa mai departe. Se numește calul lung ta și acela se așează în centrul casei, dar nu are de a face cu calul neapărat, este un simbol. Și de obicei nu folosiți animale fioroase. Da, nu aduceți zodia voastră în casă animal fioros pe perete sau, eu știu, statueta. Adică dacă eu sunt tigru, n-am voie să niciodată aduc tigru? Nu, vă trebuie prietenul secret. Prietenul secret al tigrului este mistrețul. Care vă omoară. Iar acesta este tot de prosperitate, de sănătate și de dragoste. Deci le avem pe toate într-unul, micuț și foarte eficient. Se deschide la bază și se pune dorința aici, se numește nodul mistic tibetan. Este foarte frumos. Ar fi multe, multe de vorbit, dar o să mai revenim la remedii Feng Shui.